sunt Cristian Român și vă invit la bordul mașinii timpului pentru a călători în orice punct din spațiu și timp din întregul univers. Fiecare călătoria noastră va fi un adevărat eveniment. Mașina timpului vă va purta către universuri nebănuite, înspre tehnologii care ne vor schimba viața. Am onoarea să vă salut, dragi prieteni, sunt Cristian Român și vă invit la bordul mașinii timpului. În această seară vom călători în primul rând în spațiul cosmic. Acolo, în spațiul cosmic, se întâmplă ceva. Se întâmplă o adevărată revoluție, o revoluție care va schimba cumva fața explorării spațiale. Totul a plecat de la... Mă iertați, am o întrebare de pus. Ți-am dat filmele? I-am dat filmele. Am eu neliniștile mele. Deci totul a plecat de la inițiativa unui miliardar, pe numele său Bigelow. Bigelow ăsta a făcut o grămadă de bani. Are un lanț de hoteluri care îi aduc profituri uriași. Și așa cum se întâmplă cu toate personajele Jules Verniene, el a decis că profitul pe care îl obține să nu îl folosească pentru, eu știu, să-și cumpere o insulă, ce mi-aș dori o insulă, să construiască acolo un castel, ce mi-aș dori și eu un castel, mă rog, chestii de tipul acesta. Nu și-a dorit așa ceva. El a înființat o companie pe numele său, compania Bigelow Aerospace, care se află în Nevada, în Las Vegas, în apropiere, North Las Vegas. Și această companie își propune extinderea afacerilor hoteliere ale lui Bigelow în spațiul cosmic. Ce înseamnă asta? Înseamnă să construiască niște stații spațiale pe orbita terestră, stații spațiale care să fie, de fapt, niște hoteluri pentru cei cu dare de mână, pentru cei care își permit acest lucru. Remarca și dumneavoastră, Jules Vernian, dar tot în căutarea profitului merge și el. Dar nuanța este extrem de importantă. El investește riscându-și banii. Până acum, dacă nu mă înșel, a investit mai mult de 500 milioane de dolari în această idee a lui de construire a unor hoteluri spațiale. El a preluat o idee care inițial a fost dezvoltată de NASA și a dus-o ceva mai departe. Nu vrea să construiască niște structuri din acelea rigide, complicate, cu materiale scumpe, cu tot soiul de chestii. El vrea să facă hoteluri gonflabile. Vă imaginați niște chestii care sunt ambalate de pe Pământ, odată ajuns în spațiu cosmic, se umflă, gonflează. Credeți că ideea lui a rămas așa la stadiul de idee, că a cheltuit omul bani așa, hai să se afle în treabă? Nu, el a lansat deja în spațiul cosmic niște module din acestea gonflabile. Primul s-a numit Genesis One și a fost lansat în 2006, 12 iulie. Nu voi insista foarte mult asupra acestui modul gonflabil, pentru că vreau să vi-l arăt pe al doilea. Genesis Two, care este o variantă, cum să zic, pleacă de la Genesis 1 și se adaugă câteva elemente, mai mult sau mai puțin semnificative. Ei bine, în interiorul acestui modul sunt camere video, se putea urmări în timp real ce se întâmplă acolo. Și pentru ca omul să scoată bani din această chestie, din această afacere, ce s-a gândit? Domnule, dădeai o sumă de bani, încerc să mă uit, 300 de dolari, da, și îți puteai pune poza acolo în modul respectiv,
poză care apoi o vedeai, dacă aveai norocul, prin transmisia video. La bordul său erau 22 de camere video. Deci poate aveai norocul să îți vezi poza plutind în spațiul cosmic. Dacă tu nu te poți duce acolo, nu e așa, precum fă-ți frumos să-ți trimiți buzduganul. Suntem într-o lume ceva mai modernă și folosim alte obiecte. În cazul nostru, niște fotografii. Deci puteai să-ți trimiți fotografie. Și tot atunci el a încercat să realizeze un bingo spațial. Din păcate, acest bingo spațial, deși o să-l vedeți în imaginele care urmează, n-a adus venituri pentru că practic nu au fost, cum să spun, nu s-a demarat jocul ca atare. Dar vă dați seama ce interesant ar fi, stăm toți aici jos și jucăm bingo spațial. Se lansează mașinăria și vezi dacă ți ies numerele. Mașinărie aflată undeva pe orbita terestră. Dar haideți să vedem acest film cu Genesis 2, în care o să vedeți și imagini de pe orbita terestră. Bine, toate sunt pe orbita terestră, dar o să vedeți imagini din exteriorul modulului, o să vedeți imagini și din interior, cu pozele și cu jocul de bingo despre care vă povesteam mai devreme. Dragii mei prieteni, trebuie să recunoaștem că imaginea pe care l-ați văzut, v-am spus, sunt vechi de câțiva ani. Nu știu dacă v-am zis, lansarea a avut loc în iunie 2007. Deci au trecut vreo 10 ani de atunci. La vremea respectivă, în emisiunea care l-aveam la TVRM, am prezentat și aceste imagini, l-am lăudat mult pe Bigelow. Așteptam, cum să vă zic, evoluția viitoare a evenimentelor. Vedeam că activitatea la Bigelow Aerospace era și este în continuare una intensă. Nu v-aș fi vorbit astăzi despre Bigelow Aerospace, așteptând alte întâmplări, dacă astăzi nu se va întâmpla ceva. Adică e planificat, mai bine zis, să se întâmple ceva. În această seară, SpaceX va lansa o nouă rachetă Falcon 9 care va trimite către ISS o capsulă Dragon. La bordul acestei capsule se află o componentă extrem de importantă. Este vorba despre ceea ce se numește BIM. N-am să vă spun ce cuvinte prescurtează acest BIM. Este vorba despre un modul gonflabil care se va atașa stații spațiale internaționale. Practic, se merge către o nouă etapă. În acest modul
Gon, Flabil, vor intra astronauții. Vor sta acolo câteva ore pentru a monitoriza diferitele instrumente din interiorul său. Ce va trebui, ce încearcă această lansare sau această misiune să demonstreze? În primul rând, se vor verifica dacă tehnicile acestea de folosire a modulelor gonflabile sunt fiabile. Vă dați seama, să o atașezi la Stația Spațială Internațională, să atașezi la Stația Spațială Internațională în un asemenea modul, nu iese de aici, de acolo. În al doilea rând, acestea fiind primele care vor fi măcar parțial locuite, Genesis 1 și 2 nu erau locuite, am precizat acest lucru la momentul respectiv. Acestea vor fi parțial, nu tot timpul locuite. Vor testa dacă învelișul acestor module oferă o bună protecție la radiații. Pe urmă, se vor studia performanțele și modificarea, eventuala modificare a lor, a performanțelor termice, structurale, să vadă cum se comportă în timp. Vreo 2 ani va sta atașat la Stația Spațială Internațională. Vedeți, de ce subliniez că acesta este un pas extrem de important? Sunt mult mai ușoare aceste structuri, care practic sunt făcute din materiale textile. Sunt niște materiale de tip Kevlar și mai conțin acolo o spumă dintr-un polimer pe bază de vinil. Vă dau și câteva cifre. Ambalat modulul, deci așa cum va fi la bordul capsulei Dragon, va avea dimensiunea de 1,7 metri lungime și un diametru de 2,36 metri. Odată ce va fi gonflat, odată ce va fi presurizat, el își va modifica dimensiunile, ajungând de la 4 metri, deci la 1,7 la 4 metri, și diametrul de la 2,36 va crește la 3,2 metri. E un spațiu extrem de interesant, de voluminos. Volumul interior va fi de circa 16 metri cubi, îndată ce va fi gonflat. Și nu uitați, în această seară SpaceX va face lansarea respectivă. Evident, nu pot să aduc imagini din viitor, dar avem de la NASA un scurt filmuleț în care se arată cum va fi amplasat acest modul pe Stația Spațială Internațională, cum se va umfla, mă rog, lucrurile ce țin de această importantă misiune. Vreau să subliniez, este un moment revoluționar în domeniul explorării spațiale.
Da, prieteni, mă uitam la imaginea acestea. O să le mai comentez un pic imediat după mult așteptatul moment, nu-i așa, Loredana? Publicitate! Întreaga lume e în alertă. Crăciunul este în pericol. Temperaturi fără precedent în luna decembrie. Ce e de făcut? Un tânăr ambasador în lupta cu schimbările climatice afirmă: cu câteva mișcări simpatice putem opri schimbările climatice. Să-l urmărim. Mișcarea 1. Mâna răcoroasă. Cu ea blocăm risipa de căldură în casă. Mișcarea 2. Un deget de magie. Cu ea poți stăpâni lumina vie cu un consum mai mic de energie. Mișcarea 3. Pârâul cumpătat. Cu ea păstrezi izvorul nesecat. Mișcarea 4. Somnul fără vise. Când nu le folosești, televizoarele vor sta închise. Mișcarea 5. Mărunta mare miză. Încărcătoarele nefolosite nu vor mai sta în priză. Mișcarea 6. Căldura fără raze. Pune capacul peste oală și arde mai puține gaze. Mișcarea 7. Viața sănătoasă. Pune legume crude pe fiecare masă și ca prin farmec face mâncarea delicioasă. Cu 7 tehnici simple poți ajuta planeta să își păstreze clima. Ah, și mergi cu bicicleta. Da, dragii mei prieteni, ați văzut imaginea de mai devreme, animația de mai devreme e extrem de sugestivă. Va fi folosit brațul robot al stației spațiale, se va amplasa la una din trapele stației spațiale, după care, tare curios sunt cum vor evolua lucrurile în viitor. Pentru că, vedeți, cum vă spuneam mai devreme, sunt extrem de avantajoase tipul acesta de structuri. Ne putem imagina un fel de stație spațială, să o numim noi așa, care să fie echipată, construită din asemenea module gonflabile și apoi să o trimitem pe orbita Lunii sau să o trimitem către Marte. Dintr-o dată, multe lucruri devin posibile cu ajutorul unor asemenea structuri care, iată, au fost dezvoltate de o companie privată, Bigelow Aerospace. Vă povesteam că Bigelow are planuri mari. De fapt, a și contactat atât firma Boeing, care are o capsulă spațială în lucru, o capsulă spațială care va fi testată în anii viitori, dar și cu SpaceX, cu a sa capsulă cu echipaj, care iarăși se află în teste și o vom vedea zburând probabil anul viitor. E bine, Bigelow a contactat aceste două firme pentru că o face el module din acestea gonflabile, dar scopul lui, așa cum vă spuneam ceva mai devreme, este acela de a realiza hoteluri spațiale. Hoteluri spațiale pe orbita terestră, într-o primă etapă și eventual, într-un viitor mai îndepărtat, mutate aceste hoteluri pe orbita terestră. Un proiectul unui asemenea hotel care poartă numele de Skywalker, acesta este numele hotelului, bine, e de fapt un Commercial Space Station Skywalker, deci o stație spațială comercială care va fi locuită de 5 până la 7 oameni. Vor avea la dispoziție pentru activitățile de zi cu zi
un volum de 1500 de metri cubi. E un volum semnificativ. Cei de la Boeing au realizat chiar o animație cu acest viitor hotel spațial pe care și-l imaginează Bigelow. Haideți să vedem acest scurt filmuleț. Dragi mei prieteni, vedeți, proiecte ambițioase și, repet ce am mai zis de multe ori, atunci când Obama a pariat pe implicarea societăților private în explorarea spațială, am numit-o eu privatizarea spațiului, atunci am fost foarte supărat pe Obama. Îl apreciez foarte mult pe acest președinte al Statelor Unite. Dar pe măsură ce timpul a trecut, constat că ideea lui a fost una benefică. Iată, înainte ca NASA să își pună la punct propriul sistem de lansare și propria capsulă pentru a transporta astronauți la Stația Spațială Internațională, există două companii private, SpaceX, despre care am vorbit adesea, și Boeing, care undeva în 2017-2018, deci nu peste multă vreme, vor fi capabile să trimită astronauți la bordul Stației Spațiale Internaționale, ceea ce înseamnă un avantaj extraordinar și din punct de vedere financiar, dar și din punct de vedere al imaginii, chiar pentru NASA. Pentru că, deocamdată, așa cum știți, sunt dependenți de lansatoarele și de capsulele rusești, capsulele Soyuz. Sunt destul de costisitoare asemenea capsule. Americanii au de plătit sume semnificative pentru a cumpăra un loc la bordul acestor capsule, în timp ce soluțiile propuse de către companiile private. Aceasta este capsula propusă de Boeing, o vedeți în imagine, în timp ce soluțiile propuse de Boeing și de SpaceX reduc prețurile, reduc costul biletelor pentru astronauții NASA în modul semnificativ, se reduc aproape la jumătate, dacă nu și mai mult. Este drept, capsula Orion, dezvoltată de Agenția Spațială Americană, va îndeplini misiuni mult mai importante decât acest transport al astronauților către Stația Spațială Internațională, ea fiind un vehicul spațial
care va fi folosit și am dat detalii la momentul respectiv pentru a zbura în jurul lunii și acolo în jurul lunii să exploreze un asteroid care la rândul său va fi adus pe orbita lunară. Sunt misiuni ambițioase și să sperăm că NASA face în acest moment primii pași către mare aventură pe care o așteptăm cu toții, aceea de trimitere a unor echipaje umane către Marte. Se anunță așa cumva programe extrem de ambițioase. Și apropo de Lună, apropo de Marte, să știți că sunt idei foarte interesante, foarte valoroase de a construi atât pe Lună cât și pe Marte habitate din acestea realizate din structuri gonflabile. Nu că este o idee interesantă, casele locuitorilor lunii făcute din asemenea alcătuiri, habitate gonflabile. De fapt, Agenția Spațială Europeană, nu cu multă vreme în urmă, a anunțat un program extrem de ambițios, realizarea unei colonii lunare. Dar despre această colonie lunară vom vorbi după momentul de publicitate. Tehnologia ar trebui să te înțelegi simplu ca și cu natura. De aceea nouă celor de la Dial Telecom ne place să facem lucrurile pe înțelesul tuturor. Așa că dacă ai nevoie de servicii de acces internet pe fibră sau transfer rapid de date, telefonie fixă sau soluții pentru call center, hosting sau VPN și alte lucruri ce trebuie simplificate, suntem aici pentru tine și afacerea ta 24 de ore din 24. Dial Telecom. Tehnologie cu față umană. Soluția perfectă pentru tine. La birou sau acasă, izvorulcristalin.ro. Izvorulcristalin.ro. Testează acum gratuit timp de 7 zile watercoolerul cu sistem de încălzire și răcire a apei. Izvorul Cristalin. 021-351-4255. Izvorul Cristalin. Apa pură la cel mai bun preț. Izvorulcristalin.ro. De 5 ani împreună. Întreaga lume e în alertă. Crăciunul este în pericol. Temperaturi fără precedent în luna decembrie. Ce e de făcut? Un tânăr ambasador în lupta cu schimbările climatice afirmă: cu câteva mișcări simpatice putem opri schimbările climatice. Să-l urmărim. Mișcarea 1. Mâna răcoroasă. Cu ea blocăm risipa de căldură în casă. Mișcarea 2. Un deget de magie. Cu ea poți stăpâni lumina vie cu un consum mai mic de energie. Mișcarea 3. Pârâul cumpătat. Cu ea păstrezi izvorul nesecat. Mișcarea 4. Somnul fără vise. Când nu le folosești, televizoarele vor sta închise. Mișcarea 5. Mărunta mare miză. Încărcătoarele nefolosite nu vor mai sta în priză. Mișcarea 6. Căldura fără raze. Pune capacul peste oală și arde mai puține gaze. Mișcarea 7. Viața sănătoasă. Pune legume crude pe fiecare masă și ca prin farmec face mâncarea delicioasă. Cu 7 tehnici simple poți ajuta planeta să își păstreze clima. Ah, și mergi cu bicicleta.
Când vrei să schimbi ceva din temelie, încep de la o foaie de hârtie și un creion cu care, cu ardoare, aștepți un mare semn de întrebare. Ce nu e bine, ce nu merge, ce se strică? E importantă întrebarea cât de mică. Și pentru că problema în loc te ține, mai faci un pas și scrii cum ar fi bine și pentru cei din jur și pentru cei ca tine. Iar dacă vrei să ai de plin succes, vezi cine are același interes. Investitori sau oamenii din stații, mămici sau pensionari, organizații. Când i-ai găsit pe cei interesați, te preocupi să fie informați. Le spui ce vrei să faci. Nu e un secret. Împarți pliante, scrii pe internet, cer sprijin, cer opinii, cer idei și spargi bariera între tu și ei. Cum să faci treaba, afli mai ușor dacă primești un pic de ajutor. Și pentru ca să fie treaba cât mai bună, spui tuturor și altora să spună. Apoi, mai faci un pas folositor. Devii la rândul tău ascultător. Când oamenii îți vorbesc, notează tot. Cu ce rămâneți, stabiliți prin vot. Iar dacă lucrul nu-i făcut în pripă, de la un grup veți deveni echipă. Dacă ți-atrage atenția poezia, află mai mult pe site-ul ProDemocrația. Am intrat din nou în emisie. Am aici pe tabletă barja pe care va trebui să... se vede și lumina aia sus, dar asta este barja pregătită deja, pe care va trebui să apunteze prima treaptă a lansatorului Falcon 9. Nu se vede foarte clar, dar iată că ea deja s-a pregătit. Ce să fac la noapte? Întrebați-mă ce să fac. Întreabă-mă, Loredana, ce să faci la noapte? M-a întrebat Loredana ce să fac la noapte. Ei, la noapte, spre deosebire de alți oameni, eu am să stau așa în fața monitorului pentru a vedea transmisia directă a lansării. Lansările de rachete au devenit deja plicticoase, am văzut fuzecile, dar este una importantă aceasta, pentru că vom vedea dacă va reuși să recupereze prima treaptă a rachetei Falcon 9. V-am prezentat la momentul respectiv, el a reușit deja, Elon Musk, să recupereze prima treaptă a rachetei Falcon 9, dar asta s-a întâmplat cu câteva luni în urmă. Acum, de-a lungul, în acest interval de timp, au mai fost două încercări, dacă nu mă înșel, ambele nereușite. Să vedem dacă va reuși în această seară. Trăim în plină revoluție spațială. A reutiliza lansatoarele înseamnă o scădere a costurilor semnificativă. Ceea ce va banaliza cumva spațiul cosmic. Vă povesteam înainte de pauza publicitară despre un proiect al ESA de a realiza o colonie lunară. E un proiect ambițios. Nu știu dacă fondurile ESA, care sunt infime în raport cu fondurile NASA, vor permite realizarea unei asemenea colonii, dar noul președinte, noul șef al ESA, Johann Dietrich Werner, care a ajuns să conducă ESA în iulie anul trecut, să vedem dacă el, încercând să schimbe direcția de dezvoltare a Agenției Spațiale Europene către proiecte extrem de ambițioase, va reuși. El, odată ajuns la conducerea ESA, chiar a schimbat, încearcă să schimbe cumva niște mentalități de pe acolo, în scopul transformării Agenției Spațiale Europene într-un vehicul care se deplaseze rapid către viitor. Baza lunară propusă, o să vedeți, este o combinație cumva între structurile gonflabile despre care vă povesteam în prima parte a emisiunii și printarea, tipărirea 3D. Vor fi niște mici, deci în primul rând ajunge habitatul respectiv, obiectul respectiv ajunge pe lună, este umflat, dar nu va fi locuibil din acel moment. Vor fi niște mici roboței care vor lua sol lunar și vor îmbrăca această structură gonflabilă în praf lunar, în regolit, dar vor fi puse straturi relativ subțiri între care va fi plasat, va fi tipărit, ca să zic așa, va fi tipărită o structură de rezistență realizată dintr-un polimer special.
Bineînțeles, cuvintele sunt bune, dar parcă tot mai bună este o animație. O animație pe care am preluat-o de la Agenția Spațială Europeană. Ce părere aveți? Un proiect interesant, un proiect ambițios. Johann Dietrich Werner spunea în 15 ianuarie 2016, apropo de acest proiect, spune că este vorba despre un... spunea că acest proiect ar trebui să fie succesorul stației spațiale internaționale, ar fi cel mai bun succesor pentru explorarea spațială, ar fi această bază lunară, și mai afirma că pentru început nu este nevoie de fonduri uriașe. Va începe ESA împreună cu alte câteva țări cu misiuni mai mici, aselenizării de stații de sonde automate. Ați remarcat acolo totul era construit de roboței. Aș fi interesantă această bază lunară pentru că deschide perspective extrem de interesante atât din punct de vedere științific și bineînțeles mai mult din punct de vedere științific, dar cine știe, vor apărea personaje de tip Bigelow, Elon Musk, Jeff Bezos, care vor investi în exploatarea lunii. Nu-mi imaginez eu foarte mult cum ar arăta viitoarea industrie de pe lună. Sunt câteva idei în acest sens, dar vom lăsa timpul să treacă și cu siguranță vom vedea acești lunatici, acești locuitori ai lunii în deceniile ce vin. Am încheiat acest capitol al revoluției spațiale la care asistăm în prezent și este doar un capitol. V-am mai prezentat și un alt capitol
cu reutilizarea lansatorilor spațiale undeva pe la începutul anului.